Salut! Câtă muniție pentru armele de autoapărare ai voie să deții? Conform legii 295, articolul 66 alineatul 2, ai voie să deții o cantitate maximă de 25 de cartușe. Nu, legea nu s-a schimbat în această privință. Alineatul 1 al acelui articol vorbește despre condițiile în care ai voie să cumperi muniția, așa anume în baza permisului de armă și de la magazine sau armurieri autorizați. Ce spune legea? Că constituie contravenție. Din păcate, legea armelor sancționează doar nerespectarea alineatului 1 de la articolul 66. Bază legală, articolul 129.33. Cu alte cuvinte, constituie contravenție dacă tu achiziționezi muniția din altă parte decât de la armurieri sau magazine autorizate și altfel decât în baza permisului de armă. Legea 295 nu sancționează și nu cataloguează drept contravenție deținerea unei cantități mai mari de 25 de cartușe. Ei bine, o să spuneți, păi probabil că scrie în codul penal. Articolul 342 cod penal pedepsește anumite fapte la regimul armelor și munițiilor. La alineatul 2 al acestui articol este pedepsită deținerea respectiv portul fără drept de arme neletale supuse autorizării, nu și deținerea fără drept de muniție destinată acestora. Motiv pentru care concluzia este una singură. Legea nu pedepsește și nici nu sancționează deținerea fără drept a unei cantități mai mari de 25 de cartușe în afara prevederilor legale. Mulțumesc și sunt curios dacă voi știați lucrul ăsta. Indiferent de răspuns, lăsați un comentariu mai jos. Ciao!